Bine, ați venit, domnul Cinesator, că ați răspuns temării organizației municipale Roman. Astăzi avem conferința de alegeri. Pentru început, aș vrea să prezint invitații și mă bucur că avem foarte mulți și le mulțumesc că au răspuns invitații noastre. Domnul președinte Arseniului, invitat, că conduce președintele Consiliului Județean, domnul primar Harpa, președintele executivului intermarea organizației județene, doamna senator Emilia Arcan, colega mea, președintele organizației județene de femei, domnul deputat Răzvan Cuc, fostul ministru al transporturilor, a ajutat mult în județ, domnul deputat Andrușca, fostul ministru și eu, și noi cei locali, eu, Viorel Stan și cu Alex Rotaru, de asemenea. Doamna președinta organizației Teatra Neamț, doamna Florentina Moise. O deosebită plăcere și mulțumesc că este ca întotdeauna alături de mine și de noi, domnul primar, fost primar, președintea organizației de la Burgăoan, domnul Șchiopu. Doamna director Carmen Năstase de la Carmen Seculare, domnul Nicolae Pușcașu, președintele organizației Seculare, totul alături de noi, și cred că n-am uitat pe mine, restul suntem de-ai casă, nu? Pentru început am prezentat lista de invitați, ca să putem începe ședința, propun un prezidiu format din următorii: domnul Mel Arsene, domnul Dan Manoliu, domnul Rotar Alexandru, domnul Stan Viorel, doamna Arcan Emilia, domnul Andrușcu Gănuț, domnul Cuc Alexandru Răzvan, domnul Harpa Vasilică și domnul Alex Rotar. Cred că i-am citit pe toți. Da. Cine este pentru? Împotrivul, abțineri, mulțumesc. În continuare, ordinea de zi o cunoașteți din materialele care vi s-au înmânat. Dau în continuare conducerea ședinței conform statutului domnului președinte a organizației județene Neam, domnul președinte a Consiliului Județean, domnul Arsene. Bună ziua, vă spun și eu, bine v-am găsit. Mă bucur să vă văd într-un lume atât de mare astăzi aici, ceea ce înseamnă că viața de partid a organizației PSD Roman este într-o continuă efervescență. Vreau să vă salut, să salut colegii mei din prezidiu. Am venit cu o echipă puternică aici la Roman, ceea ce înseamnă că suntem determinați și hotărâți să câștigăm primăria municipiului Roman. Vreau să vă salut pe toți, și cei mai noi, și cei mai vechi, și invitații. Vreau să, în mod special, să salut prezența în sală a doi oameni pe care eu personal îi apreciez și mă bucur mult că sunt alături de noi aici. Și este vorba de domnul profesor Ionuț Ciocoiu. Domnul profesor, bine ați venit la Consiliul Roman, vă mulțumesc pentru prezență și sunt absolut convins că aportul pe care îl veți aduce organizației PSD Roman va fi considerabil și ne vom bucura de el. Mulțumesc mult! Și vreau de asemenea să salut și să-i spun bun venit în organizație domnului Bogdan Huci, dacă este prezent. Este Bogdan ajuns? Întârzie. O să ajungă la fel un tânăr cu mare potențial și un om care va pune umărul la ridicarea social-democrației la România.
Domn președinte, o să intrăm în dispozitiv de conferință și vreau să vă propun alegerea unui secretariat tehnic pentru redactarea procesului verbal alcătuit din 3 persoane. Vă rog să faceți propuneri. Vă rog. Domnul Stoica Ion, Bohan Gheorghe, Rusu Valeria. Domnul Stoica Ion, Rusu și Bohan. Bohan Gheorghe și doamna Rusu Valeria. Vă supun la vot componența secretariatului tehnic. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Invit persoanele alese să ia loc la masa secretariatului tehnic. Vă propun componența Comisiei de Validare alcătuită din 3 membri. Îi spun eu că i-am aici, dacă nu sunt, domnul Morariu Constantin. Vă rog să propuneți. Propunem Urpăn Radu Cătălin, Oprea Marius Iulian și Tabacaru Elena. Mulțumesc, domnul Curpăradu, domnul Preamaru și domnul Tăbăcariu Elena. Vă supun la vot componența. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere sunt. Invit membrii Comisiei de Validare să-și intre în atribuții. Să vă retrageți, vă alegeți un președinte. Verificați dacă s-au respectat normele statutare cu privire la procedurile pentru organizarea conferinței conform statutului și dacă avem cuvorul. Vă rog să faceți propuneri pentru comisia de propuneri alcătuită dintre membri. Domnul Zotelor. Pentru această comisie propun următorii 3 domni. Este și o doamnă. Doamna Gheorghiță Magdalena, Lăpușneanu Ion și Constantin Aurel. Mulțumesc, doamna Gheorghiță Magdalena, domnul Lăpușneanu Ion și domnul Constantin Aurel. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținerea nu sunt. Cu unanimitate au fost aleși. Vă invit membrii Comisiei de Propunere să vă intrați în atribuții. Alegeți-vă un președinte și analizați propunerile de candidați. În continuare vreau să vă propun ordinea de zi a conferinței. La punctul 1 avem adoptarea raportului de activități politice a organizației și a biroului de conducere de la conferința precedentă până în prezent. La punctul 2, adoptarea programului de activități al organizației pentru perioada următoare. La punctul 3, prezentarea raportului cu privire la evidența membrilor organizației PSD conform evidenței computerizate. Și la punctul 4, alegerea președintelui, a biroului organizației și aprobarea constituirii comitetului executiv. Dacă din sală conferința mai are și alte propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi, dacă nu, atunci propun să intrăm în ordinea de zi. Și înainte de a intra în ordinea de zi pe desfășurarea conferinței, aș vrea să începem cu mesajul invitaților și vreau să le dau cuvântul invitaților, colegilor mei din prezintiu, să vă transmit mesajul și am să încep cu o doamnă. Cu președintele Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate, doamna Emilia Arcand. Vă rog, doamna senator. Vă mulțumesc, domnule președinte, distinși colegi, doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă revăd astăzi la acest moment de bilanț, unde va fi prezentat un program de activitate, un raport de activitate, un program pentru perioada următoare. Însă, mă așteptam, domnule președinte, să ne lăsați la urmă să tragem niște concluzii. Mă dau și la urmă, așa scrie aici. Eu nu am înțeles. Cum mi-a dat aici președintele, mă țin de treabă. Mă voi supune și eu regulilor. Dacă ni se dă cuvântul la final, atunci urez succes conferinței, noilor aleși. Felicit vechea structură,
Dar în primul rând și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că v-ați implicat și ați fost alături de organizația Partidului Social Democrat în alegerile care au fost de-a lungul timpului, la toate celelalte alegeri pe care le-am avut și le-am pierdut. Însă implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră a fost una evidentă. Pe parcursul conferinței o să mai intervin. Pentru început, vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Mulțumesc, doamna senator! Sunt convins că o să transmiteți mesajul femeilor social-democrate la sfârșitul conferinței, dar eu mă țin aici după treaba asta care mi-a dat-o președintele de la Roman, cum să sar peste ea. În continuare vreau să-i dau cuvântul președintului executiv al organizației județene, primarul orașului Târgu Neamț, domnul Daniel Harpa. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă salut și eu și să mulțumesc în același timp domnului senator Manoliu pentru invitație. Vă mulțumesc dumneavoastră că m-ați acceptat în echipa Romanului și îmi doresc din tot sufletul ca anul acesta, așa cum la Târgu Neamț aveți primar PSD și o organizație puternică, și dumneavoastră în Roman să aveți, să dați Romanului un primar PSD și bineînțeles să fiți o echipă, așa cum ne știm cu toții, într-adevăr social-democrată și unită. Mulțumesc încă o dată și succes cu conferința. Mulțumesc, domnule președinte. O să continui să-i dau cuvântul domnului deputat Stan. Domnul general, vă rog. Mulțumesc foarte mult, președinte. Încă atât de invitat. Ce vă spun, că sunt absolut convins că această activitate, conferința municipală a organizației PSD Roman, va fi fără discuție cu dar de succes, pentru că eu cunosc foarte, foarte mult membrii organizației și știu că sunt oameni serioși, implicați și care țin foarte mult la valorile sociale ale democrației românești. Doamne ajută! Mulțumesc, domnul deputat Stan. În continuare vreau să-i dau cuvântul domnului deputat Dănuț Andrușcă de la Târgu Neamț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine v-am găsit, dragi dințeni, bine v-am găsit, stimați romașcani. Am venit cu bucurie astăzi la invitația colegului meu, Dan Manoleu, și a domnului deputat Rotaru, și am avut plăcerea să văd mulțime de oameni, dacă pot să spun așa, care sunt alături de organizația PSD Roman, care sunt alături de Partidul Social Democrat. Eu sunt convins că dacă suntem uniți, vom avea și succes, atât în alegerile locale, cât și în alegerile parlamentare de anul acesta. Nu pot decât să urez succes organizației locale, bineînțeles și organizației județene a Partidului Social Democrat, și sunt convins că dacă vom fi uniți, vom reuși. În continuare doresc să urez succes și conferinței și probabil după terminarea conferinței vom avea ocazia să și felicităm noua conducere. Numai bine! Mulțumesc domnului deputat Andrușcă și cu voia dumneavoastră ultimul venit în organizația județeană Neamț, domnul deputat Răzvan Cuc. Mulțumesc, domnule președinte, vă spun și eu bună ziua. Felicit, la fel cum au făcut și colegii mei mai devreme, activitatea depusă de toată organizația și rezultatele pe care le-au obținut. Și eu sunt convins că rezultatele la primăria Roman nu se vor lăsa așteptate, pentru că, cum vedeți, vă spuneam și vă spunea și domnul președinte, înainte de alegerile prezidențiale, anunțam un anumit parcurs al partidului, care vedeți că ușor, ușor pierde viața acest parcurs. Și spuneam, amintesc când ne-am întâlnit cu toate colegiile, vom depune moțiune de cenzură în luna februarie. Și trebuie să depus moțiune de cenzură în luna februarie. Ce să vedem? A depus moțiunea de cenzură. Asta ce ne spune?
că cei de la PNL, care până acum au mințit cu nonșalanță toți românii, când s-au dus ei să-și facă majoritatea în Parlament în primă fază, au mințit și parlamentarii. Și acum, toți parlamentarii care au mințit, le-au dat cartona și roșu, că au fost 261 de voturi pentru moțiune. Deci un prim succes al echipei de la Neamț, cu cei vechi și cu cel nou venit, eu zic că s-a îndeplinit în cursul acestei săptămâni când a trecut moțiunea de cenzură și iată că, ușor, ușor, oamenii își dau seama de tot ceea ce se întâmplă. Deci și șansele pentru a cuceri noi redute, eu cred că sunt deschise, iar Romanul sunt convins că în bunul ritm în care s-au mișcat până acum colegii, nu va fi o problemă să cucerească în luna iunie când vor fi alegerile locale. Nu și anticipate. Mare atenție. Pentru că ce vrea Iohannis și cu premierul lui, care, vedem, a fost Ludovic 1, acum e Ludovic 2, o să fie Ludovic 3, nu o să se îndeplinească, că unii mai știu Constituția, unii mai citim și nu tot ce vrea Iohannis se și întâmplă în țara asta. E mai bine să ocupați să ducă mai departe ceea ce a lăsat PSD-ul. Am spus-o și o spun tot timpul. Să știți, cheia pentru care ei au reușit la un moment dat să ducă tot ce am făcut noi într-un cont de umbră, a fost tupeul și minciuna. Iată că acum avem șansa să arătăm exact ce au făcut băieții ăștia timp de 3 luni de zile. Au împrumutat bani cât n-am împrumutat PSD-ul, cred că tot anul acest domnul PSD-ul a fost 30 de ani la guvernare. Fals, dar nu contează. Niciodată n-am împrumutat PSD-ul atâția bani cât s-au împrumutat ăștia în 3 luni de zile. Au amanetat viitorul copiilor noștri pe mult timp de acum, alocații, pensii și așa mai departe. Au omorât toate proiectele, nu dublează alocațiile. De ce v-au anticipate atât de mult? De ce țipă de anticipatele astea? Că ei știu că vine ziua, vine data de 1 septembrie, care vine după locale. Și dacă ei mergeau în același ieri, iau și localele, și vă dați seama că la parlamentare, când nu mărești pensii, nu mărești alocații, nu mărești salariile la profesor, cum trebuie de la 1 septembrie, e o problemă. Ce mai spui poporului? Că PSD-ul ăsta e de vină pentru tot ce se întâmplă. Acum că Anis a fost tot PSD-ul de vină. Deci cam asta este viziunea lui Iohannis. De asta vă zic că orice vis este tangibil. Dar trebuie să credem și să ne dorim să atingem visul ăsta. Iar dacă un deziderat și un vis este să câștigăm primăria Romanului, eu cred că în această echipă este foarte ușor și cred că se va și realiza. Vă doresc mult succes viitoarei echipei care va conduce această organizație, sper să nu fie emoții. Și suntem alături de dumneavoastră în toate proiectele continuare. Mulțumesc, domnule ministru. Da, nu am epuizat în ordine de cuvânt. Secretariatul tehnic, vă rog să ne spuneți, ba nu. Vă rog să faceți lista cu urmările de cuvânt. Cei care vor să ia cuvântul în conferință, să se înscrie pe listă la Secretariatul Tehnic. Domnul Curpă, vă rog să ne prezentați procesul de urmă al Comisiei de Validare. Prezența de astăzi și mai ales de pe colegii din sală îi cunosc foarte bine, dar toate de aproape de atâtea personalități pe care de multe ori le-am sunat la televizor. De asta ei mulți ne-au crescut. Comisia de validare aleasă în cadrul conferinței organizației municipale Roman, din data de 7 februarie 2020, a procedat la verificarea modului de respectare a normelor statutare cu privire la convocarea și organizarea conferinței, prezența participanților și a constatat următoarele. Din totalul de 110 membri de partid convocați, și-au înregistrat prezența la lucrările conferinței un număr de 102 membri. În urma verificării prezenței, Comisia de Validare constată că au fost respectate normele statutare cu privire la convocarea și organizarea conferinței, prezența delegaților, vorumul statutare și plită și validează lucrările conferinței cu organizații municipale PSD Roman, desfășurate astăzi, 7 februarie 2020, în Universitatea Roma. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Curpan.
Domnul Manoliu, vă rog să prezentați raportul de activități politice a organizației și a biroului organizației până de la conferința precedentă până în prezent. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați, domnule președinte, dragi colegi. Partidul Social Democrat, ca formațiune politică de stânga cu vocație națională și europeană, este dedicat prin întreaga sa activitate tuturor categoriilor sociale. Tineri, vârstnici, tuturor cetățenilor care constituie că munca este scopul fundamental al existenței. Partidul susține libera exprimare a voinței politice a cetățenilor și promovează respectarea principiilor democrației, separarea puterilor stat, asigurarea unor raporturi corecte individ-stat. Încheiem astăzi mandatul al meu de președinte a biroului Cealaltă birou, încredințat de dumneavoastră în urmă cu 4 ani, mandat plin de satisfacții pentru că ați fost lângă mine și am ținut organizația întreagă, realizând așa multe neîmplinit datorată unor factori ce au depășit de uneori implicarea și străduința pe care am vrut să o depunem. Spunem noi că de la început principala preocupare a fost aceea de a constitui echipa, de a consolida organizația și de a le pregăti de fiecare etapă de alegeri. Nu am primit nimic pe tablă, dar am găsit sprijinul unor oameni deosebiți care sunt prezenți și aici în sală. M-am străduit să fiu alternativa cea mai bună, organizatoric, doctrinar, privind cu atenție raportul cu societatea rămașcană, așa cum s-a transformat ea în odinianță, la anțoan dialogul deschis cu acesta. Transferul reușitii partidului la nivel național de a fi la putere în acești ani nu s-a realizat însă pe bandul local la Roman și aici poate putem și noi o vină. În anul 2015, organizația PSD Roman avea un număr de 1600 de membri de partid verificați. În momentul actual avem 2500 de membri confirmați în evidența statistică. Ca președinte a organizației am acționat pentru dinamizarea activității biroului, elaborarea strategiei de comunicare, îmbunătățirea legăturii cu militanții și creșterea numărului de membri de partid. S-a organizat și desfășurat acțiuni de promovare a imaginii partidului pentru a fi și de a fi prezenți la evenimentele locale. Am acoperit zone de acțiuni electorale cu echipe și coordonatori. Am stabilit membrii biroului pe responsabilități și pe domenii de activitate. Am fost prezenți la meeting-urile organizate la nivel național, județean, local. Adevărul ne obligă să privim fără iluzii trecutul nostru recent sau mai îndepărtat pentru a vedea unde s-au făcut lucruri bune, dar și unde ar trebui să acționăm altfel. Societatea e în continuă schimbare, dorințele și percepția generală a cetățenilor este puternic influențată de informațiile, de legarea adevărului și lucrurile stau așa cum stau. Însă convingerea că binele este mult mai vizibil o știm toți și pentru aceasta trebuie să promovăm pe viitor realizările din programul nostru care l-am avut, unitatea și încrederea și forța partidului. În ciuda acțiunilor războinice și a așteptărilor opozanților noastre, să fim încrezători că viitoarea echipă de conducere a partidului, care va fi aleasă la congresul din februarie, va putea schimba viitorul partidului nostru și ne va aduce pe drumul victoriei. Scopul declarat și știut a oricărui partid este, ca organizație socială, este organizarea alegerilor și ascensiunea în structurile de putere parlamentare, locale, lucru care la Roma nu l-a mai realizat de mult. Cunoscând realitatea și conștienți că lupta electorală care am dat-o pe plan local, promovând lucrurile bune, au fost experiențe dobândite, am reușit să ne menținem electoratul nostru. Dar trebuie să fim conștienți că acest lucru nu este împurător și nici satisfăcător. Procentele de 27,41% la locale din 2016, 46,32% la parlamentare din 2017, cele de la europarlamentare și prezidențiale
nu ne pot mulțumi. Suntem în opoziție în Consiliul Local, știm că fiecare tip de alegeri are caracteristici diferite. Chiar dacă s-au muncit mulți, nu s-au putut face prea mult în acest mandat. Câștigarea alegerilor locale din luna mai este pentru noi, sau iunie când va fi, este pentru noi principalul obiectiv imediat. Dragi prieteni, situația în municipiul Roman este aceea pe care toți o cunoaștem. Am străduit în campanie electorale să fim mobilizați și să avem suport organizatoric și echipe dezvoltate, fiecare din dumneavoastră cunoscându-și zona de acțiune și targetul. În dumneavoastră stă forța partidului local, în militanții, activiștii care se implică acolo jos în lupta de partid. Aceasta este esența unei organizații adevărate, aceasta este esența unei familii social-democrate. Rămânem în continuare atașați ideilor social-democrate. Trebuie să nu uităm că la nivel național, demagogiei opoziției s-a răspuns cu o politică socială reală. S-au dat înapoi sumele tăiate abuziv, s-au majorat veniturile, s-au scăzut taxele, s-a micșorat TVA-ul, s-au luat măsuri sociale în toate, deosebite în toate domeniile. De aceea consider că social-democrația este necesară și trebuie să luptăm pentru un partid care are un cuvânt greu de spus și hotărător în viața socială. Această conferință municipală are un singur mesaj, acela că există speranță în continuare, speranța unei viitoare guvernări competente, oneste și eficiente a PSD-ului. Câștigarea alegerilor este necesară și posibilă. Nu este o chimeră așa cum încearcă să ne demobilizeze adversarii politici și propaganda a servitorilor. Timpul zboară cu viteză și ne aflăm peste puțin timp înaintea unor importante confruntări electorale. Lista alegerilor pentru organizația noastră locală este acum, în primul rând, primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean și pentru a păstra un parlament majoritar. Echipa politică are soluții. PSD-ul a guvernat bine și va repara răul făcut de PNL în această perioadă de guvernare haotică și necoerentă. Românii sunt deja dezamăgiți și umiliți. Rezultatul guvernării de dreapta, cu săracii mai săraci, bogații mai bogați. Vom reveni în curând la deviza șpăgarilor. Pentru 50.000 nu mă dau jos nici din pat, așa spuneau peneliștii. Noi, PSD-ul, suntem un partid apropiat de oameni, deschis și legat de problemele reale. Suntem și vom fi partidul celor mulți, a celor ce muncesc sau au ajuns la pensie, a celor corecți, a celor care vor dreptate, a celor care vor o societate în care sunt respectați și sprijiniți. La Roman avem un nucleu de oameni bine racordați în viața partidului. În concret, Biroul Organizației Municipale a fost implicat în alegerile prezidențiale cu toate forțele. Și vă mulțumesc tuturor pentru că am văzut și ați demonstrat și noaptea la miezul nopții faptul că ați mers din ușă în ușă, faptul că ați împânzit și ați stat de vorbă cu oamenii și ați avut curajul de a sta de vorbă cu oamenii, ceea ce e un lucru mare. Rezultatul a fost sub așteptările noastre, cu toate că s-a mers din ușă în ușă. Președintele Iohannis a fost propulsat în fruntea țării pentru încă un mandat cu votul tuturor celorlaltor forțe de pe șichierul politic și de alte forțe pe care votanții noștri nu au cum să le contracareze. Stimați colegi, o creștere a numărului de membri și de simpatizanți, un program electoral agreat de Romașcan va schimba culoarea galbenă a primăriei Roman. Situația noastră ca partid și ca simpatie politică reflectată în numărul de voturi nu este disperată, dar rămâne foarte departe de a fi încurajatoare pentru alegerile locale din această vară, pentru că trebuie să promovăm cu putere echipa noastră. După această conferință municipală, noua echipă va trebui să intre în alt curs al lucrărilor, să-și asume pe deplin nevoia schimbării, să se mobilizeze. Este momentul să dăm municipiului Roman un mesaj puternic că există o speranță. Instaurarea unei conduceri competente, eficiente la nivel local și păstrarea conducerii la nivel județean. Doresc să putem schimba prestația echipelor de consilieri locali care,
acum sunt aflați într-o minoritate excesivă și nu se pot impune prea ușor. Perioada pe care am depășit-o împreună ne-a dovedit încă o dată că în fața greutăților nu rezistă decât cei puternici. Eu cred că acum se poate forma echipa cea mai bună. Unii dintre noi merită chiar o lecție de modestie de dragul interesului comun. Astfel va trebui să învățăm să coabităm fără orgolii false și neavenite alături de ceilalți. Pentru că la Roman, intriga politică a fost și va fi. Consider că e bine să știm cine suntem, care vor fi pașii următori, care sunt perspectivele fiecăruia pentru a fi victorioși. Vreau să plecăm de la această conferință convinși că victoria PSD-ului în alegeri locale, parlamentare, este posibilă și necesară. Împreună vom reuși. Vă mulțumesc pentru totul și vă iubesc. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă supun la vot raportul prezentat. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținerile sunt. Cu unanimitate, raportul este aprobat. Vă rog să prezentați programul de activități al organizației pentru perioada următoare. Da. În primul rând, în programul de activități, în fruntea programului, bineînțeles că va fi pregătirea și desfășurarea campaniei electorale de alegeri locale, dacă va fi cazul unei frică, și cea de alegeri parlamentare anticipate. Partidul nu e frică. Punctul următor. Dinamizarea activității biroului organizației. Termen permanent. Elaborarea strategiei de comunicare. Termen permanent. Adoptarea și strategiei de motivare și menținere și atragere a cât mai multor membri. Termen permanent. Îmbunătățirea legăturii cu militanții PSD. Prin creșterea numărului de militanți, evaluarea activității militanților PSD, acoperirea zonelor de acțiune politică și electorală. Organizarea și desfășurarea de acțiuni la dată, ziua vârstei a treia, sărbători de Crăciun, ziua Unirii Principatelor României, 8 martie, ziua Învățătorului, ziua Olimpică, ziua Eroilor, ziua Armatei, ziua Proclamării Independenței, ziua Națională a României. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă conferința mai are propuneri de completarea raportului cu activități pentru perioada următoare? Dacă nu, atunci am să vă supun la vot adoptarea raportului programului de activități. Cine este pentru? Votul împotrivă. Ținem nu sunt. Unanimitate. Constatăm că s-a adoptat programul de activități al organizației. În continuare vreau să dau cuvântul domnișoare Cimpoieșu Andreea pentru prezentarea raportului cu privire la evidența membrilor. O să fiu scurtă, o să dau citire raportului cu privire la evidența membrilor. La data de 25 ianuarie 2020, municipiul Roman, organizat PSD, are de fapt 2470 de membri. 882 dintre aceștia sunt membri înscriși în partid de la ultima adunare generală, iar 118 sunt membri de partid radiați din evidență. Proporția dintre femei și bărbați este una uniformă, respectiv 1341 de bărbați, 1129 de femei. 485 dintre acești membri au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. 1268 de membri sunt între 35 și 65, iar restul de 717 sunt cu vârsta peste 65 de ani. Majoritatea sunt angajați, liberi profesioniști, respectiv 1481, restul pensionari și 36 doar sunt fără studii. Mulțumesc și eu. În continuare, vreau să dau cuvântul celor care s-au înscris la
cuvânt, pe ordine, am aici lista de la Secretariatul Tehnic și încep cu președintele Organizației Județene a Pensionarilor, domnul Neculai Pușcașu. Vă rog, domnul Pușcașu. Domnule președinte, stimate doamne, stimate domn, dragi colegi, am răspuns cu mare interes și plăcere la invitația făcută de domnul președinte al Organizației Municipale Roman, domnul Manolino Dan, dar și a președintelui Organizației Pensionarilor Social-Democrați de la Roman, Eugen Pătrașcu, de a reveni acasă, pentru că eu sunt romașcanul dumneavoastră, sunt al dumneavoastră și sunt cu dumneavoastră azi și dintotdeauna, și vă transmit și eu salutul pensionarilor social-democrați din județul Neamț. Vă transmit urarea ca la această activitate să aveți succes, să alegeți în fruntea organizației municipale cei mai buni membri ai partidului nostru, membrii devotați care să facă față confruntărilor mari pe care le avem în anul 2020. Domnule președinte, în ce privește Organizația Pensionarilor Social-Democrat de la Roman, eu vreau să vă prezint dumneavoastră, distinșilor senatori, deputați, colegi, consilieri județeni și a invitaților care participă la această activitate, să menționez că Romanul se situează în fruntea activității pensionarilor, de altfel cum este și organizația de la Piatra Neamț, de altfel cum este și cea de la Târgu Neamț, și cea de la Bicaș și din multe comune ale județului nostru. Eu participând și la activitățile acestor organizații municipale orășenești, m-au împuternicit să vă transmit și salutul acestor organizații din județul Neamț, urarea de bine, de a face mult bine municipiului Roman, zonei, județului Neamț, iar Romanul, după vreo 10 ani de zile, după două legislaturi, aproape trei, să aibă primarul, să aibă Consiliul Local cu majoritate, pentru că sunt condiții, au fost și sunt create condiții în acest sens. Guvernul Partidului Social-Democrat, din care au făcut parte colegi care sunt în prezidiu, au și deputați și senatori, în anul 2018 au adoptat legea 212, lege care, trebuie să o spunem, au adus mult bine romașcanilor, respectiv celor care au lucrat la fosta întreprindere de țevi Roman, Mital, Petrotur, cum se cheamă la ora actuală, recalculându-se pensiile pentru toți cei care au avut grupa 1 de muncă. Mai sunt încă rămase dosare suficiente necalculate pe baza acestei legi, dar și a legii pensiilor. Noi suntem convinși că cei care sunt și vor fi la guvernare, colegii noștri din Parlamentul României, din conducerea organizației județene, în continuare vor face tot ce stă în putință să determine, indiferent cine va fi la guvernare, prin toate pârghiile și posibilitățile, ca pensionarii, organizațiile pensionarilor social-democrați, structuri interne ale partidului nostru și care sunt o bază și de ce să nu spunem un bazin electoral nu de neglijat, ci dimpotrivă, este baza organizațiilor noastre a Partidului Social-Democrat, să fie ancorați și antrenați în continuare în a-și face mai mult și mai bine datoria. Eu vă mulțumesc încă o dată, felicit pe cei care au condus organizația municipală Roman până în prezent. A fost o perioadă grea, ca de altfel cam cum este la ora actuală la nivelul țării, pentru organizația municipală, pentru consilierii, colegii noștri în Consiliul Local al Municipiului Roman. E greu să faci față 4-5 consilieri la 12-13 din celelalte formațiuni opozante nouă. Vă felicit pe toți, felicit încă de pe acum noua conducere și urarea ca Romanul să fie în fruntea județului a tuturor celor care năzuiesc, ca și la Piatra Neamț, ca și la Târgu Neamț, ca și la Bicaz, ca și în multe comune, nu numai 57 cât primare avem, să fie un număr și mai mare, să dovedim că ne-am făcut datoria și că poporul ne vrea, că nu fuge de noi. Vă mulțumesc, mult succes!
Mulțumesc, domnule președinte, pentru mesajul frumos adresat din partea pensionarilor social-democrații ai județului Neamț. În continuare, dați-mi voie să-i dau cuvântul și să o invit să vă adreseze câteva cuvinte președintelui organizației municipale Piatra Neamț, doamna Florentina Moise. Mulțumesc, domnule președinte, dați-mi voie să vă salut. Mie nu prea îmi place așa să stau în fața camerelor, eu sunt un om de acțiune pentru că știu că în Partidul Social Democrat sunt oameni de acțiune, oameni curajoși, oameni frumoși, sănătoși. Și cu siguranță avem un scop comun. Mă bucur foarte mult că mă aflu astăzi aici, la dumneavoastră și dați-mi voie să vă salut cu respect, să îmbrățișez cu sufletul pe colegii mei, mai ales pe domnul deputat Stan, pentru că am colaborat timp de ani de zile în instituții ale învățământului. Și pentru cei care nu mă cunosc, dar sunt Florentina Moise, sunt membru PSD, sunt mândră, tare mândră că sunt membru PSD, chiar dacă în această perioadă de opoziție, instituția pe care o conduc este în schimbări, da, voi rămâne în PSD, pentru că mi-s dragi oamenii din PSD și ceea ce au făcut toți ceilalți colegi ai mei și mai ales reprezentanții Neamțului la București pentru județul Neamț. Au făcut de la străzi, infrastructură, școli frumoase, grădinițe frumoase, avem copii mai sănătoși, mai frumoși, mămici, mai fericite. Și de ce să nu zicem, și pentru că vin din învățământ și reprezint o bucățică din învățământul nemțean, s-au făcut foarte, foarte multe pentru sănătate, pentru învățământ, pentru cei copii instituționalizați și avem despre ce vorbi și avem cu ce ne lăuda și sunt ferm convinsă că vom fi învingători la alegerile locale. Vă urez succes tuturor și mulțumesc frumos pentru invitație. Toate cele bune și vă spun că vedeți Partidul Social Democrat din tineri, mulți tineri și îmi doresc și aici la Roman cât mai mulți colegi de generația mea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. În continuare, pentru că avem aici reprezentantul primarilor din județul Neamț, pentru că nu e așa, forța Partidului Social Democrat și structura solidă pe care stăm și pe care bazăm sunt primarii Partidului Social Democrat din județul Neamț. Avem în mijlocul nostru reprezentantul primarilor pe Petrica Șchiopu de la Bărgăvani. Petrica, te rog. Da, bună ziua, vă zic și eu. Nu chiar dacă reprezentantul primarilor, mai degrabă aș fi un reprezentant al sindicatul primarilor. Eu am fost înainte de a fi primar lider de sindicat. Da, mă numesc și eu, Petrica, mă prezint din nou, pentru că sunt primarul, am fost. Și voi fi primarul Comunei Bărgăvani. Le mulțumesc domnului deputat, domnilor deputați pentru invitația făcută aici. Eu cinstit să fiu cât mai des pe aici pe la dumneavoastră. Familia mea, frate, am frate care stă în Roman, care cu siguranță mulți îl cunoașteți pentru că a lucrat la CEP. Eu știu foarte bine că sunteți multe persoane care ați lucrat la CEP. Eu, și cu nata mea a lucrat tot la CEP. De asta eu vin des pe aici și probabil de asta m-au și chemat domnii deputați. Eu nu o să zic, cum a zis domnul președinte, că n-au fost rezultate. Ba, au fost rezultate la Roman, pentru că știm foarte bine că și fostul primar și actualul primar știm foarte bine că a fost colegi cu noi de partid. Deci noi cumva se vede de aici, de la dumneavoastră, la Roman, că oamenii social-democrați sunt oameni puternici și reușesc. Chiar dacă n-au reușit prea mult până acum ca și organizație județeană Roman, eu sunt sigur că de aici încolo, dacă vom fi un pic mai răzbătători și un pic mai luptători, eu, fără lipsire de modestie, eu sunt un luptător, eu lupt cât pot până când cad jos. Nu știu dacă o să puteți tot să faceți, dar în vara asta este nevoie ca să punem umăr la umăr, indiferent cu ce amenințări veni
cei din tabăra adversă, pentru că așa se face de obicei. Noi nu procedăm așa când suntem la putere, dar ei când sunt la putere, așa fac, încearcă să ne amenințe. Dar dacă noi vom fi uniți, chiar simpli membri de partid, dacă vom fi uniți, eu zic că vom răzbate și că în vară organizația județeană Roman va da primar, din nou primar PSD Romanului și mai mult decât atât va participa la câștigarea, pentru că este importantă primăria Roman, dar pentru noi ca și județ important este Consiliul Județean și președinția Consiliului Județean. Iar dacă noi vom lupta să scoatem un primar la Roman, cu siguranță 90% avem deja de pe acum președintele, dar îl vom avea și în vară. Așadar vă urez succes și să sprijiniți noua conducere care va fi aleasă astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Petrică! Am să mă întorc la reprezentantul pensionarilor social-democrați, de data asta de la municipiul Roman, domnul Pătrașcu Eugen. Bună ziua, domnul președinte Sini, bună ziua, dragi parlamentari. Mă bucur că sunteți aici astăzi. Am emoții, niciodată n-am avut așa emoții. Vă zic atâta oameni de mare valoare la noi, la Roma. Domnul președinte, întotdeauna am fost așa cu capul sus în fața dumneavoastră, dar în ultimul timp am mai stat așa cu capul în pământ datorită rezultatelor nu tocmai satisfăcătoare care le-am avut noi la Roman. Noi, în ceea ce mă privește, noi la Roman avem o echipă foarte unită, foarte unită, o echipă, pensionarii au fost, sunt și vor fi alături de organizația noastră. Am avut o colaborare foarte bună și avem în continuare cu organizația județeană prin domnul președinte Pușcașu. Am fost ajutați foarte mult, mai mult ca niciodată, de parlamentarii noștri din Roman. Am fost ajutați și de dumneavoastră, dar rezultatele n-au fost cele pe care dumneavoastră le așteptați. Prin faptul că ați repartizat niște bani la municipiul Roman și vă așteptați la rezultate mai bune. Din păcate, n-au fost să fie, dar să știți, vom depune tot efortul și toate forțele ca la următoarea tură să vă pot privi în ochi după următoarele alegeri, să mă uit în ochii dumneavoastră și să vă pot zâmbi. Că acum nu mă pot uita în ochii dumneavoastră și nu vă pot zâmbi. Sper că organizația, noua conducere a organizației noastre, sper să ne ajute așa cum ne-au ajutat și până acum, sper să facem o echipă mai unită, iar la următoarele, după următoarele alegeri care vor fi astea din mai sau iunie când o să fie, să putem și noi zâmbi în fața dumneavoastră, vă spunem că am reușit. Doresc succes următorul birou care va fi ales la Roman și dumneavoastră vă doresc succes, sănătate și nu uitați, poate ne ajutați cu acel sediu. N-am uitat. Acolo vom reuși, sigur vom reuși să aducem mult mai mulți pensionari, pentru că trebuie să recunoaștem pensionarii. Un pic mai departe acolo, deplasarea e cam și v-aș ruga să țineți cont de acest lucru. Doresc mult succes tuturor și scuzați emoțiile. Președinte, și mai avem încă o luare de cuvânt, domnul Aurel Constantin. Dacă vorbiți tare, puteți să vorbiți de acolo, domnul Aurel, dacă nu vorbiți, se poate. Mare 20 de ani. Era cu Domnul Constantin, unul din președinții
extrem de performanță ai organizației municipale din Roman, cea mai performantă organizație locală, așadar, haideți să-l ascultăm, să învățăm de la domnul Aurel Constantin cum se fac rezultate electorale. Mai faci, mai faci. Acolo, 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 e curat. Adresați-vă seara. Nu, nu, noi. Acolo, stai acolo. Eu vă spun de la bun început că emoții nu am. Bravo! Am emoții, pentru că n-am nicio datorie față de nimeni, să vine cineva să mă tragă din mânică. Ăsta sunt. Ăsta sunt și mă prezint oriunde și oricum. În primul rând, dați-mi voie să spun să rămână, doamnelor și domnișoarelor, bună ziua, dragi colegi și prieteni. Dați-mi voie să salut și presa, pentru că este în mijlocul nostru. Și aveți grijă presa ce dați pe post. Suntem în direct deja. Pentru că vă urmărim și o altă ocazie, nu știu dacă o să mai aveți loc pe aici. Dați-mi voi să salut și prezidiu și să urez succes deosebit lucrărilor conferinții noastre de astăzi. Mă simt onorat că sunt în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să iau parte la dezbateri în acest cadru, în acest plen. Conferința noastră de astăzi supune spre dezbaterea plenului două probleme foarte importante. În primul rând, o analiză privind activitatea desfășurată de către conducerea organizației noastre pe perioada celor 5 ani de activitate. La punctul 2, alegerea președintelui și a echipei sale de conducere pentru perioada imediat următoare. Dacă stăm și analizăm activitatea depusă de către organizația noastră municipală Roman, putem spune că am făcut lucruri frumoase. Dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece deocamdată, pentru că trebuie să scoatem în evidență că mai avem încă multe minusuri în activitatea noastră. N-am câștigat prezidențialele, n-am câștigat localele, aici este un alt un plus pentru noi. Pentru că perioada care urmează, avem două evenimente, domnul președinte, destul de foarte dificile. În primul rând, primăria locală și cealaltă, în toamnă, alegerile parlamentare. Aș vrea să vă informez pe dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici în sală, că rezultatele care au fost prezentate în această perioadă se datorează în primul rând organizației noastre, conducerii organizației, al domnului președinte, al domnului Alex, care este simpatic și este un om de cuvânt, când promite ceva, să ține de cuvânt. Deci de oameni din ăștia are nevoie Partidul Social Democrat, oameni hotărâți care știu ce vor în viață. Nu un pas să n-ai discuția de înapoi. Cu așa ceva nu o să putem realiza niciodată. Deci rezultatele sunt ale dumneavoastră și ale dumneavoastră care sunteți aici în sală. Și ale multora care nu se află aici, fără dumneavoastră și fără dumnealor, nu o să putem realiza nimic. Deci, domnule președinte, să aveți în vedere și să plecați cu conștiința, păcate de la Roman, cu Romașcane, vor face tot ce depinde de dumnealor și am încredere că votul de astăzi va fi maturitatea lor profesională, politică și morală, vom fi alături de conducerea organizației, vom face tot ce depinde de noi pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin pentru perioada imediat următoare. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, domnule președinte, felicitări încă o dată pentru rezultate și așteptăm același rezultat bun și la viitoarea alegeri ca la organizația pe care o conduceți. Nemai fiind înscrieri la cuvânt, vă anunț că din acest moment organele de conducere ale organizației municipale își încetează activitatea. Și vreau să trecem la punctul 4 al ordinii de zi, alegerea președintelui, a biroului organizației și aprobarea constituirii comitetului executiv. Vă informez că, conform prevederilor statutului PSD, a fost stabilit un birou format din 27 de membri. Dau cuvântul președintelui Comisiei de Propuneri, doamna Gheorghiță Magdalena, care prezintă lista de candidați care împlinesc condițiile stabilite de statut pentru fiecare în parte. Lăsați că le-am și eu aici și le spun eu, ca să nu mai stați dumneavoastră. Pentru funcția de președinte al organizației municipale, avem o singură candidatură și asta este a senatorului Dan Manoliu și am să vă supun la vot candidatură domnului Manoliu pentru funcția de președinte al organizației municipale. Cine este pentru? Votul împotrivă. Haideți, curaj! Abțineri? Unanimitate de voturi, domnul Dan Manoliu a fost ales pentru un nou mandat președinte al organizației municipale. Felicitări, domnul președinte! Pentru funcția de președinte executiv al organizației municipale, deputatul Alexandru Rotaru, vă supun la vot candidatura. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Atât de puține? Așteptam la mai mult. Abțineri? Unanimitate de voturi, Alexandru Rotaru este nou președinte. Pentru funcția de vicepreședinte, domnul deputat Stan Viorel. O să vă supun la vot în bloc lista de vicepreședinți. Domnul Eduard Cordoneanu, domnul Bogdanonu, domnul Hărban Constantin, domnul Ionuș Ciocoiu, domnul Curpen Radu Cătălin, doamna Habrici Tomșa Iulia, domnul Vasiliu Laurențiu Daniel, doamna Bulai Oana Gianina, doamna Flenchea Cristina Elena, care este și președinta organizației de femei, domnul Panait Iulian Dragoș, care este președintele organizației de tineret și, nu în ultimul rând, domnul Eugen Pătrașcu, președintele organizației de pensionari. Aceștia sunt vicepreședinții partidului și o să vă supun lista în bloc. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt, unanimitate, cei menționați sunt vicepreședinții partidului. În continuare, o să vă supun la vot funcția de secretar. Se pare că nu scăpăm de domnul Toma. Nu a fost? Nu? Bun, vă supun la vot domnul Toma pentru funcția de secretar. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri nu sunt. Felicitări, domnul Toma. Mulțumesc. Pentru funcția de membru a biroului municipal, domnul Albu Alexandru Vasile, îi pun în bloc. Domnul Angel Valerian, domnul Boloca Ilie, domnul Huci Bogdan, domnul Bulai Ovidiu, doamna domnișoara Cimpoieșu Andreea Mădălina, doamna Năstase Onu Iuliana, domnul Oprea Marius Iulian, domnul Stoica Ioan, doamna Tăbădăriu Elena, domnul Daravan Constantin Liviu și
Lista s-a încheiat. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Unanimitate de voturi. Cei menționați sunt membrii în biroul organizației municipale și aici finalizăm biroul organizației municipale, compus din președinte, președinte executiv, vicepreședinte și membrii biroului, plus secretarul executiv. O să vă supun la vot lista de propuneri pentru alegerea comitetului executiv. Domnul Manoliu Udan, domnul Rotaru Alexandru, domnul Stan Viorel, domnul Cordunanu Eduard, domnul Onu Bogdan, domnul Curpăn Radu Cătălin, doamna Habliș Tomșa Iulia, domnul Hosban Constantin, domnul Vasiliu Laurențiu Daniel, doamna Oana Ianina Bulai, domnul Grigore Toma, doamna Flenchea Cristina Elena, doamna Panait Iulian Dragoș, Pătrașcu Eugen, Albu Vasile Alexandru, Angel Valerian, Boloca Ilie, Bulai Ovidiu, Cipoeșu Andreea, Năstase Onu Iuliana, Oprea Marius Iulian, Stoica Ioan, Tabacaliu Elena, Daraban Constantin Liviu, Ciocoi Ionus Liviu, Huci Mihăiță Bogdan, Cărpușor Dan Ioan, Mirăuț Mircea, Oprea Gheorghe, Rotaru Romică, Mihail Adrian, Cișnoc Virginia, Rusu Valeria, Grigojaș Iulia, Bohan Gheorghe, Brătescu Vasile, Plaga Lucian, Iacob Constantin, Gheorghiță Magdalena, Iflim Sava, Ion Mihaela, Pal Ioan, Ursulin Viorel, Mihăieș Ieronim, Constantin Aurel, Simion Gheorghe, Curpăn Gheorghe, Oprea Gheorghe, Burcă Carmen, Sperea Ionel, Casian Cezar, Lăpușnealu Ioan, Bulai Gheorghe, Murariu Constantin, Ghimici Gheorghe, Pădurariu Vasile, Bohancanu Nicușor, Calancea Costache, Anton Dorel, Stoica Florinel, Ruginosul Ioan, Lupașcu Eugen, Angheluț Gheorghe, Duceanu Octavian, Prânceanu Gheorghe, Frăpuci Costică, Zlotea Victor, Ipate Marcel și domnul Urucu Corneliu. Vă supun la vot în bloc lista. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu unanimitate de voturi, cei menționați fac parte din Comitetul Executiv al Organizației Municipale. Bun. Ordinea de zi s-a epuizat, așadar, înainte de a da cuvântul celor aleși, vreau să vă spun că închid ordinea de zi, voi avea și un cuvânt la sfârșitul luărilor de cuvânt, în care am să vă spun câteva gânduri și câteva cuvinte despre cum văd eu lucrurile în Organizația Municipală Roman și ce așteptări am la Organizația Municipală Roman. O să încep prin a-i da cuvântul proaspătului ales președinte al Organizației Municipale, senatorul Dan Manoliu. Mulțumesc, domnule președinte. Am o reală emoție, chiar dacă vă credeți. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Dar înainte de toate vă mulțumesc că ați fost alături de mine în toate momentele grele eu, care le-am trecut în acești 4 ani. E o responsabilitate mare, e în joc soarta organizației, nu vă ascund, pentru că un rezultat prost, nesatisfăcător, mai ales la alegerile locale, unde nu e în joc numai soarta municipiului, ci și soarta județului, va plana destul de greu pe această organizație care eu am încercat să o fac ca o familie, să fim toți împreună, cu bune și cu rele. Vă mulțumesc pentru totul. Sunt același om deschis, sunt același om care mă aștept întotdeauna să veniți la mine și același om care vreau să vă ajut. Îi mulțumesc și domnului președinte Arsene pentru că a fost totuși
alături de mine și de membrii fostului birou, chiar dacă am mai avut discuții între noi, sunt democratice, pentru că suntem un partid deschis și democratic și viu, dar vedeți că mergem înainte și sunt convins că la capătul tunelului, vorba veche, e luminița noastră, nu a altora. În același timp, pentru că sunt un om direct și sincer, vreau să felicit pe cei care formează actualul birou alături de mine, să le spun că și-au asumat aceeași răspundere ca și mine pentru binele acestei organizații. Nu mai vreau să răspund singur în fața reprezentanților și a conducerii județului, ci împreună și la fel și la nivel național. Vom organiza probabil săptămâna care vine o ședință de birou prin care toți membrii vor căpăta atribute, iar cei care și-au manifestat dorința și au spus că și vor să devină candidați pentru listele de consilier local și dacă tot de președintele organizației județene lângă mine și propunerile noastre pentru consilier județen, care am și le aduc la cunoștință, va trebui să vină personal să discute cu biroul, pentru că vor fi câteva criterii importante care vor cântări mult în poziția pe lista de consilieri. Am spus-o celor din birou trecut, vreau să o spun și celor din actualul birou. Vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine, vă mulțumesc din nou că sunteți alături de PSD, vă mulțumesc din nou faptul că credeți în social-democrație, în cei mulți și Dumnezeu să ne ajute mai departe. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În continuare vreau să-i dau cuvântul președintelui executiv proaspăt ales, Alexandru Rotaru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte Manoliu, doamna senator, domnul parlamentar, domnule primar, onorată presă, stimați invitați și dragi colegi. Emoționat. Nu mi-am pregătit un discurs, dar pe timpul conferinței de astăzi mi-am creionat câteva gânduri despre care vreau să vă vorbesc, despre viziunea mea asupra organizației și câteva amintiri de când am luat eu contact cu organizația PSD de la Roman și îmi aduc aminte cu drag, acum 8 ani de zile, 7 ani de zile, când mi-a luat inima în dinți și am candidat președinte al organizației de tineret. O parte dintre dumneavoastră m-ați criticat, alții m-ați susținut. Când am venit la partid, am găsit o organizație de tineret puternică. Și am luat-o drept exemplu în candidatura mea. Am reușit și am câștigat la două voturi diferențe într-o competiție acerbă, din ce mi-aduc aminte, și cred că n-am zvoit toată viața. Și prin muncă și implicare și susținerea dumneavoastră, cred că am reușit să înființez cea mai puternică organizație de tineret pe care Romanul a avut-o vreodată. Doar cu meritul dumneavoastră și cu susținerea dumneavoastră. Și nu cred că e cineva care poate nega acest lucru. Drumul meu politic a mers mai departe. Și a mers... o să revin puțin. Când am luat contact cu organizația PSD Roman, am văzut o organizație de femei extraordinar de puternică. Extraordinar de puternică. Cu doamna Iulia Habreci în conducere, cu doamna ONU Oana în conducere și sunt convins că începând de astăzi, lucrurile vor reveni ca acum 6-7 ani de zile, când la întâlniri participau 100 de doamne, cât suntem noi, domnule, sala. Și sunt convins că doamna Flenchea Cristina va face tot ce este în putere să readucă organizația de femei a PSD Roman, unde este locul.
Și sunt convins că și domnul președinte al organizației de tineret, domnul Panaiț, va lua aceleași măsuri. Domnul Pătrașcu nu mai spun că el e baza în acest partid. Da, dragi colegi, așa am continuat și la județ și mi-am luat inima în dinți și am candidat la organizație de tineret județeană. Am umblat din comună în comună, am înființat organizații de tineret. Vreau să vă aduc la cunoștință că astăzi sunt 70 de consilieri locali din rândul organizației de tineret. A fost o muncă extraordinară de frumoasă depusă. A rămas în urmă o echipă care, din păcate, astăzi nu mai este. O echipă de care mi-aduc aminte cu mare drag și vă spun sincer că pe lângă colegialitatea de partid s-a legat o prietenie care sunt convins că o să dureze pe termen lung. Și iată-mă, stimați colegi, că astăzi am candidat pentru funcția de președinte executiv. Și am candidat cu foarte mare încredere. Cu foarte mare încredere. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați auzit, v-ați dorit, mi-ați recomandat să îmi iau inima în dinți și să-mi încerc norocul cu o candidatură la funcția de primar. Am stat, am analizat problema și am ajuns la concluzia că nu este acum momentul. Îmi doresc încă o dată să candidez pentru funcția de deputat. Mai sunt multe lucruri de făcut, dar împreună cu cei 26 de colegi din biroul organizației Roman și cu dumneavoastră, colegii de partid, o să depun toate eforturile și vă rog să fiți atenți ce spun acum. Și o să susțin cu toată credința candidatul la primărie și vreau să fie una din principalele premise cu care vom pleca în această competiție, că trebuie să punem cu toții umărul în destructurarea caracatiței PNL din organul municipiul Roman. Iată o crească caracatiță și eu unul astăzi, vă spun cu toată sinceritatea, că o să încep această activitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru votul acordat. Vă voi fi cu toată sinceritatea alături. Vă rog frumos să aveți încredere în mine și dacă domnul Aurel a zis că sunt un om de cuvânt, o să fiu un om de cuvânt în continuare. Îi urez succes, domnule președinte Manoliu, vreau să se bazeze pe sprijinul meu, biroul de asemenea și, bineînțeles, și nu în ultimul rând, domnule președinte Arsene, de toată munca mea în următoarele scrutine electorale. Numai bine, domnule! Mulțumesc, Alexandru. Sigur că o să spun și eu ceva despre conducerea de la Roman de atunci când îmi vine rândul la cuvânt. Mai mă gândesc, mai este până atunci. Deși colegii mei invitați astăzi aici au vorbit la începutul conferinței, pentru că așa a pus aici în desfășurător domnul Manoliu, eu totuși aș vrea să le dau ocazia să felicite pe cei aleși astăzi, să-i felicite pe toți și să vă adreseze câteva cuvinte după ce au stat și au văzut mai multe lucrările conferinței dumneavoastră. Și încep din nou cu președinta organizației județene a femeilor social-democrate, doamna Emilia. Mulțumesc! Nu știu dacă s-a adăugat așa fără microfon, că... Nu se aude. Nu se aude? Nu. Haideți că încep. Așa. Doi. Da. Permiteți-mi să vă felicit, domnule senator, domnule președinte al organizației municipale din Roman. Noi ne pupăm mai des pe parcursul felicit de asemenea și pe Alex, te îmbrățișez la final.
felicit întregul birou și sunt convinsă că optimismul, tenacitatea, implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră vom obține rezultate pe măsură. Dragi colegi, de fiecare dată veneam cu mare drag aici la dumneavoastră, în organizație. Nu pot să spun că acum nu am venit cu drag, dar am venit foarte rar. Pentru că aici, la Roman, Organizația Femeilor Social-Democrate a fost una extrem de mare și puternică, așa cum spunea și colegul deputat, Alex Rotaru. Veneam aici cu drag pentru că am găsit la acea vreme o echipă formată din oameni puternici, femei puternice, femei de succes, cadre medicale, profesori, doamne pensionar, tinere. Veneam la ședințe cu mare drag pentru că am avut de învățat foarte multe lucruri de la ele. Pe parcurs, lucrurile nu au mai stat așa. Am rămas foarte puține și mă uit în sală, cu nostalgie mă gândesc în trecut. Mă uit că suntem foarte puține aici. Sunteți foarte puține, doamnelor, social-democrate de la Roman. Motivele sunt multiple. Au fost destule frustrări, destule supărări. Le cunoaștem în mare parte. Au fost doamne care și-au dorit foarte mult din politica noastră, a Partidului Social-Democrat, dar din vari motive au plecat. Este păcat, pentru că politica se face în echipă. Politica se face cu oameni. Fără echipă, nimic nu se poate construi. Neavând echipă, de aceea suntem atât de puține în sală. Neavând echipă, neavând familia noastră a Partidului Social-Democrat, implicit femeile social-democrate, nu putem să dăm și nici rezultate. Rezultatele au fost așa cum le cunoaștem cu toții. Aș vrea să vorbesc mai puțin de ceea ce s-a întâmplat. Îmi place să vorbesc ceea ce vom face de aici încolo. Pentru că mă gândesc cu nostalgie la ceea ce am avut aici la Roman. Dar sunt convinsă că în următoarea perioadă vom avea și conferința femeilor social-democrate aici la Roman. Sunt convinsă că vom avea cel puțin 100 de doamne prezente la conferință și vom alege prin vot democratic persoana care merită să conducă organizația. Erați prima organizație de femei cea mai puternică din județul Neamț, urmată de organizația de la Târgu Neamț. Am desfășurat activități frumoase împreună, am făcut lucruri minunate împreună, dar e păcat că pe parcurs ne-am diluat. Am încredere în viitoarea președintă, am încredere în dumneavoastră, cei care le veți sprijini, pentru că ne așteaptă un an electoral extrem de greu. Alegerile locale, unde vom avea nevoie de fiecare dintre dumneavoastră și nu numai și cei de acasă, să ne fie alături, să schimbăm soarta primăriei din municipiul Roman, să dăm majoritate în Consiliul Local și în această majoritate îmi doresc cu orice preț să fie regăsită și femeia. Domnule președinte, aveți un rol extrem de important să se regăsească femeia, să se regăsească tânărul pe lista unui loc eligibil. O să spuneți că la pensionarii nu mai au nicio valoare. Ba da, dar organizația Partidului Social-Democrat nu este formată numai din pensionari. Tot respectul și prețuirea pentru dumneavoastră, dragi pensionari. Dar îmi doresc altceva aici la Roman. În numele femeilor social-democrate din județul Neamț, vă transmit gânduri bune. Vine martie. Ne vom organiza în așa fel încât să ne simțim că suntem slăvite, suntem servate, felicitate, pentru că merităm. O să începem să construim, o să fiu alături de dumneavoastră mai des. Vă rog, domnule președinte, să mă solicitați. Nu aș vrea să vin la dumneavoastră, să mă bag pe gâtul dumneavoastră, să spuneți ce am căutat aici, pentru că am colegiu pe Valea Muntelui,
voi face față și acolo, voi veni și aici. Pentru că doar împreună putem să construim frumos. Doar împreună putem să câștigăm ceea ce ne-am propus. Femei pe lista eligibilă, femei în structuri de conducere și de decizie, femei peste tot, domnule președinte. Dar asta am să vă spun mâine la conferință, ceea ce vă vizează pe dumneavoastră. Vă spuneam că avem alegeri. Nu vreau să mă lamentez foarte mult, spunându-vă doar atât. Să ieșim cu pieptul deschis, oameni buni, în fața electoratului și să spunem lucrurilor pe nume, pentru că avem cu ce ne mândrim. Dacă s-au făcut investiții în municipiul Roman, se datorează acestui mare om, președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, și președintele partidului. Dar greșeala ne aparține nouă tuturor, dumneavoastră în mod special, pentru că în momentul în care președintele a făcut investiții, a pus accent pe infrastructură împreună cu domnul ministru Puc, împreună cu echipa de la Consiliul Județean, împreună cu consilierii județeni. Asta nu înseamnă că este atributul celor de aici, de la Roman, de la primăria Roman. Asta nu înseamnă că este meritul lor. Dumneavoastră erați obligați să ieșiți pe posturile de televiziune, să ieșiți pe stradă, să vorbiți cu oamenii. Că meritul este al nostru, al Partidului Social Democrat. Asta trebuie să facem, să nu ne fie rușine, pentru că avem cu ce ne lăuda. Avem lucruri minunate făcute aici la Roma. Asta trebuie să facem noi, să mergem fără să ne fie rușine că facem parte din Partidul Social Democrat, în ciuda tuturor răutăților care se revarsă asupra noastră. Am văzut că la momentul de față primează răutatea, ura, dezbinarea și manipularea. Astea sunt criteriile după care se ghidează electoratul. Dacă noi nu începem să ieșim, să spunem lucrurilor pe nume, voi veni alături de dumneavoastră să facem campanie, pentru că primăria Roma trebuie câștigată de omul nostru, al Partidului Social Democrat. Avem oameni de valoare, oameni bine pregătiți, oameni competenți. Ce ne lipsește? Să transmitem mesajul cel corect. Așa cum s-a făcut la Târgu Neamț, niciodată în istoria partidului nu am crezut vreodată că o să-l dăm jos pe Arnăudu. Ia uitați-vă, oameni buni, am pus un primar de mare calibru. Mă întorc în istorie, domnul președinte, da, pentru că avem cu ce ne mândri. Acolo a fost o organizație pe care n-am crezut vreodată că o să o mai recăpătăm. Și uitați, acest om minunat a făcut performanță în administrația publică. Avem oameni de valoare și aici la Roman. Trebuie să câștigăm, dar împreună, punând numărul. Și am văzut cu câtă determinare sunt colegii noștri și echipa care urmează să fie, care s-a investit astăzi. Sunt convinsă că veți da rezultate pe măsura așteptărilor. Eu vă îmbrățișez pe fiecare parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut în campania electorală. Ați fost alături de noi, ați fost oameni de mare, mare ajutor, deoarece ați scos un scor atât de important. Spunem că am pierdut, este adevărat ca și procent, dar noi am câștigat, pentru că din analiza pe care a prezentat-o domnul președinte, a rezultat foarte clar că noi am crescut ca număr de oameni, noi am crescut ca și calitate a oamenilor. De aceea îmi doresc să fim altfel, dar să rămânem uniți, să fim sudați, umăr la umăr și împreună vom construi frumos. Toate cele bune, mult succes noi echipe, succes și dumneavoastră, și să ne revedem cu drag de fiecare dată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, a femeilor social-democrate. O să țin cont de sfatul dumneavoastră și chiar făceam acum analiză că din 8 parlamentari pe care i-are PSD Neamț, avem doar o femeie, aveți mare dreptate, o să mai punem femei pe lista. Măcar două să mai fie. Uitați, atunci trei femei o să fie pe listă, frumos, elegant, ca să fie egalitate de șanse, să fie fericiți și bărbații social-democrați, că avem, o să avem parlamentar mai multe femei. Și un pensionar. Exact. Bun, atunci vreau să dau cuvântul în continuare, cum a spus, minunatului om de la Târgu Neamț. Ce a spus doamna senatoră? Da, așa este, da. Primarului orașului Târgu Neamț, domnul Vasilică Harpa. Mulțumesc, doamna senatoră,
și la plăcere. Sincer, trebuie să vă spun și dumneavoastră că la organizarea alegerilor în Târgu Neamț am fost criticat pe cei din Târgu Neamț, doamna senator, și probabil astăzi am vrut să-și ia revanșa. Dar a fost o critică pozitivă și chiar unii dintre colegii mei au înțeles cum trebuie să ne organizăm, așa că îi mulțumesc pentru discursul care l-a avut perfect la Târgu Neamț. Acum, aici la dumneavoastră sunteți municipiu, sunteți un oraș, un municipiu mare, nu putem noi din Târgu Neamț să ne comparăm cu municipiul dumneavoastră, dar din 2012, de când am intrat în politică, l-am cunoscut și pe domnul senator și pe Alex. Îmi permit lui Alex să-i spun Alex, că este mai mic decât mine și suntem, chiar dacă suntem prieteni, sunt prieteni cu amândoi, cam știu cum au muncit și ceea ce au făcut ei în acești ani. Și sincer, dacă la Târgu Neamț s-am anunțat că voi candida la un nou mandat de primar, astăzi mă așteptam și aici să vedem care este candidatul dumneavoastră. Cu siguranță, cu noua conducere, veți hotărâ și veți alege cel mai bun candidat. Și mi-aș dori din tot sufletul să câștig și eu la Târgu Neamț și candidatul dumneavoastră la Roman. Și să facem, eu știu, o experiență așa, odată la Târgu Neamț, odată la Roman, întâlniri legate de cum ne vom organiza următorii 4 ani. Oricum vă felicit, domnule președinte, domnule președinte executiv, biroul nou ales și, bineînțeles, vicepreședinții care mare parte din ei îi cunosc. Cred că este un suflu nou și veți avea puterea necesară să câștigați primăria, să câștigați un loc local, dar nu în ultimul și în ultimul rând, să facem tot posibilul, să câștigăm Consiliul Județean, chiar dacă mâine avem alegeri la președintele organizației județene, eu sunt sigur și voi face tot posibilul ca președintele Consiliului Județean să fie actualul președinte al organizației județene și viitorul președinte al organizației județene în persoana dumneavoastră. Mulțumesc, așteptăm ultima parte care a organizat domnul senator, dar să nu rețineți mult că mâine avem alegeri la județ. Mulțumesc, domnule primar. Da, o să spun la sfârșit ce despre Târgu Neamț. În continuare, vreau să-i dau cuvântul proaspătului vicepreședinte al organizației municipale, domnul general Stancu, îmi place Dumnezeu. General. Mereu proaspăt. Nu și primul rând vreau să felicit noua echipă, pentru că o felicit pentru că sunt absolut convins că ceea ce vom face împreună aici la Roman va fi un lucru deosebit și că vom reuși ceea ce ne-am propus de totdeauna, să arătăm că Romanul a fost și va fi o citadelă a mișcării social-democrate. Este inconsecvență pentru oraș muștoresc, un oraș așa cum este Romanul și cum a rămas Romanul, pot avea o funcție liberală, atâta timp cât, iată, noi, PSD-ul, am fost și o forță care sperăm că ne vom organiza astfel încât la viitoarele alegeri vom avea rezultate. La o ședință anterioară, acum câțiva ani, spuneam ceva. Ceva care mi-a plăcut întotdeauna să repet și să gândesc de altfel. Eu știu la fel de bine ca și dumneavoastră. Dumneavoastră știu că știți lucrul acesta, pentru că vă știu că sunteți, așa cum și spus-o, un grup de oameni maturi, ancorați puternic în ceea ce înseamnă realitatea vieții romașcane. Că rezultatul muncii noastre este cel care va fi pe măsura implicării noastre reale. Și că fără dumneavoastră, fără oamenii care vin de la baza organizației, că fără dumneavoastră, nu vom reuși să obținem ceea ce ne-am propus. Iar noi ne-am propus ceva împreună. Nu a venit domnul Axel de la Piatra și ne-a spus, transformați primăria
românului și pentru primărie PSD. Ci noi ne-am dorit lucrul acesta. Fiecare în parte și toți împreună și știți bine lucrul acesta. Conjunctural a pierdut la un moment dat primăria românului. Dar sunt absolut convins că iată noua echipă formată. Lumea spune că în jurul conducerii. Eu mi-aș trebui să spun că în jurul dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți bani. Sunt absolut convins că noua conducere formată este o conducere care va reuși să răstoarne și nu se producă surpriză. Pentru că a câștigat primăria de la Roma nu este o surpriză, ci este revenirea la normalitate. Nu uitați că ani și ani și ani și ani am fost pe primărie PSD. Nu uitați lucrul acesta. Și eu, ca om de partid din 1996, wow, 24 de ani, fac putere de calcul, de chimie și mai departe. Vreau să vă spun că amintesc cu plăcere de anii aceia. Și atenție, nu constituie o ambiție în sine. Vrea PSD-ul să dea jos PNL-ul. Ci noi suntem absolut convinși că programul social-democrat, cel care se găsește la baza întregii noastre activități, este un program destinat oamenilor. Noi suntem un partid social, democrat. Noi adresăm oamenilor, oamenilor simpli, oamenilor muncii, cât mai sunt, celor în nevoi sociale. Și ar fi normal ca pe programul nostru, program care, repet, se adresează oamenilor, să putem să câștigăm din nou votul oamenilor, a rumașcanilor, vot care ne-ar duce să putem pune în aplicare politica PSD. Eu am convingerea că domnul Manoliu, împreună cu Alex Votar, împreună cu toți cei care constituie vârful organizației, baza organizației, vom găsi înțelepciunea, căile și mijloacele, să ne realizăm cum propus. Și pentru că aici avem Arhiepiscopia Romanului, doamne ajută! Vreau să-i mulțumesc și eu în fața dumneavoastră lui Viorel Stan, prietenului meu Viorel Stan, pentru că atunci când am pășit pe ușile Partidului Social Democrat, unul din oamenii care m-au sprijinit și mi-au fost alături, a fost prietenul meu Viorel Stan și vreau să-i mulțumesc pentru toată conduita lui și faptul că este un om serios, un om pe care cu toții putem baza. Și un om care a apărat și aici la Roman și în județ și oriunde social-democrația. Mulțumesc, domnule. Am văzut că a venit alături de noi, așa cum am anunțat la început, domnul Bogdan Huci. Vreau să-i spun bun venit, să-l salutăm și să-i spun că ne-a alături de noi. Mulțumesc, Bogdan. În continuare vreau să-i dau cuvântul scurt să vă spună câteva cuvinte că ne-am lungit domnului deputat de Dănuța Brușcă de la Pernă. Dați-mi voie să-l felicit și eu pe domnul proaspăt președinte domnului doamna Mariu și întreaga echipă, bineînțeles și domnul deputat Alex Votaru. Și să vă urez succes, nu va fi ușor, pentru că, într-adevăr, anul ăsta este un an decisiv pentru viitorul nostru al social-democraților. Așa cum spunea săptămâna asta și a constatat un coleg de-a nostru din Parlament, pentru prima dată sintagma Ciuma Roșie a fost folosită de marele nostru foie național, Mihai Eminescu. La adresa cui? La adresa Partidului Național Liberal. Așa că cred că e timpul să nu ne mai lăsăm umiliți, înjurați de către cei care, la urmă istoriei, au fost și sunt Ciuma Roșie. Cred că e timpul să invităm să uite în oglindă, să vadă cine sunt, ce au făcut și rezultatele lor.
Eu, în continuare, vreau să le urez succes încă o dată. Mă bucur că astăzi am fost alături de dumneavoastră și sunt convins că cu noua echipă, cu sprijinul noastră și cu ajutorul Dumnezeu, vom reuși să avem un rezultat așa cum ne dorim toți la Roma. Numai bine! Mulțumesc, domnule deputat, Răzvan Cuc, pentru că ai venit ultimul în organizația județeană Neamț, dar știi cum e vorba românului, cei din urmă vor fi cei din tâi. Îți dau cuvântul, Răzvan. Mulțumesc mult, domnule președinte, felicitări întregii echipe pentru întreaga activitate. Pe domnul Manoliu și pe Alex îi cunosc foarte bine și din Parlament, și pentru activitatea parlamentară, pentru că să știți că v-au reprezentat cu mare cinste acolo, prin intervențiile care le-au avut în comisii, cu tot timpul destul de bine argumentate și au pus în dificultate opoziția de la vremea când era la putere, cât și acum actuala putere în calitate de opoziție, așa cum sunt. Eu vreau să vă spun un lucru. Terminați sondajele și hotărâți-vă cine candidează. Asta e cel mai important, pentru că candidatul trebuie un pic rodat. Și să știți că nu trebuie să teamă într-o luptă. Luptele, indiferent cât de greu ar părea că ar fi de câștigat, se câștigă destul de ușor cu o singură condiție. Să fii foarte determinat și să-ți dorești. Pentru că aveți în spate un președinte de organizație foarte puternic, care știe foarte bine mecanismele politice și tot ce trebuie să se pună în spatele unui candidat ca să îl ducă la câștig. Așa că eu vă rog foarte serios să vă aplicați asupra problemei, terminați mai puteți sondajul, găsiți candidatul și haideți să îl bateți odată pe, să strepiți că cartița asta penelistă, așa cum spunea Alex, da? Și mincinoasă, și odioasă, și trădătoare de țară, că sunt niște trădători de țară toți, să ne fie foarte clar lucrul ăsta în funde cu Iohannis, și să câștigăm primăria Romanului. Mult succes în continuare! Mulțumesc, Răzvan, Doamne ajută să ne audă Dumnezeu și dorința noastră a tuturor să devină realitate și aici, la Roma. O să închei conferința municipală de la Roman cu câteva gânduri pe care le am pentru dumneavoastră, pentru romașcani. Și, dragii mei, eu cred că aici, la Roman, în primul rând vreau să-i felicit pe Dan și pe Alex pentru funcțiile de conducere obținute. Cred că e o echipă puternică, motivată să facă performanță, motivată și de interese, motivată și de conjunctură, dar motivată cu siguranță să facă performanță, pentru că noi la Neamț ne-am hotărât să nu mai premiem decât performanță. Așadar, dragii mei, sunteți obligați să faceți performanța aici, să câștigați primăria Romanului, pentru că organizația PSD Neamț, organizația județeană, nu chiar în balanță cu rezultatele de la Roman, a acordat trei funcții extrem de importante organizației municipale. Un senator și doi deputați. Niciodată în istoria partidului Romanul n-a avut atâția parlamentari și foarte bine că sunt colegi care au luptat, au muncit și au adus aportul și contribuția la organizația social-democrată din județul Neamț. Dar pe viitor vreau să vă spun că aștept de la organizația municipală Roman rezultate mult mai bune și vreau să începem cu alegerile pentru funcția de primar al municipiului Roman. Haideți să vă spun cum văd eu realitatea de aici, de la Roman. Rezultatele la alegerile prezidențiale, vreau să vă spun că aici, la Roman, m-au mulțumit. Și asta îmi dă speranță să vă spun că aici, la Roman, putem, cu un candidat bun, putem să câștigăm, după foarte mulți ani, primăria municipiului Roman. Și vă dau și argument. A fost o perioadă în care fostul primar al municipiului Roman, actualul deputat Laurențiu Neuranu, a avut o influență de puternică, pot să spun, aici, la Roman, o influență electorală
puternică influență care a scăzut mult în ultima perioadă și asta vă spun din măsurători pe care le-am făcut și din calcule sincere și corecte. Avem actualul primar al municipiului Roman, domnul Micu, chiar dacă e la primul mandat, un mandat nu cu foarte multe realizări, deci un mandat care nu poate să pună în cursa pentru autorul de primar al municipiului Roman ca și câștigător. Sub nicio formă. Sub nicio formă. De-aia vă spun că aici, la Roman, cu un candidat bun, PSD poate câștiga primăria municipiului Roman. Depinde doar de noi cât suntem de motivați să găsim un candidat bun, cât suntem de hotărâți să mai întrerupem unele cordoane umbilicale care ne leagă de primăria municipiului Roman și de conducerea Partidului Național de aici. Și dacă reușim să ne apărăm interesele așa cum trebuie, eu vă spun că putem, într-o mare măsură, să sperăm că putem câștiga primăria municipiului Roman. În perioada următoare vom avea un sondaj de opinie aici la Roman, în care vor fi introduși câțiva candidați care cred eu că pot să reprezinte un potențial primar, un viitor primar al municipiului Roman, după ce avem măsurătorile împreună cu organizația, cu conducerea organizației municipale, vom sta, vom analiza, vom cântări foarte, foarte bine și vom decide cine va fi candidatul la primăria municipiului Roman. De asemenea, extrem, extrem de importantă e și echipa de consilieri locali pe care o să o faceți și cu care o să vă prezentați în fața romașcanilor. Pentru că, așa cum spunea din greșeală colegul meu Petrică Șchiopu când a spus că organizația județeană Roman, romașcanii sunt oameni mândri. Mândri. Oameni gospodari, oameni mândri, oameni cu personalitate. Întotdeauna a fost o... nu o luptă, dar așa o dispută între Piatra Neamț și Roman. De-aia vă rog să fiți foarte atenți cum faceți echipa de consilieri și ce oameni propuneți romașcanilor. Pentru că acei oameni vă vor reprezenta în fața lor și trebuie să fie oameni pe care romașcanii să-i aprecieze, să-i prețuiască și să-i voteze. Extrem de important. Să-i voteze. Dacă propunem oameni din comunitate, oameni pe care comunitatea să-i vadă ca reprezentanți corecți, reprezentanți interesați în Consiliul Local, interesați de, pentru comunitățile de unde sunt, din zona în care reprezintă fiecare consilier, trebuie să fie dintr-o zonă. Și dacă ne organizăm așa, eu vă spun cu mare încredere că aici putem să câștigăm. Așa cum am anunțat la Târgu Neamț, pentru că acolo mi s-a părut firesc, eu fiind membru al organizației PSD Târgu Neamț, și la conferința de alegeri mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat în funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, așa vă spun și dumneavoastră astăzi aici că voi candida pentru un nou mandat de președinte al organizației, de președinte al organizației și de asemenea pentru președinția Consiliului Județean. Am nevoie de sprijinul dumneavoastră, am nevoie și de doamnele social-democrate, eu am nevoie foarte mult și de pensionarii social-democrati din Roman și de tinerii din Roman, am nevoie de toți romașcanii
pentru că aici la Roman am început niște proiecte bune și cred că aici la Roman, cu primar social-democrat, un candidat cu care voi merge alături, nu de mână, de mână merg doar cu doamnele, un candidat cu care voi merge alături, să le povestim și să le spunem romașcanilor ce am făcut pentru județul Neamț în primul mandat, ce am făcut pentru Roman în primul mandat și ce putem face împreună, eu ca și candidat pentru președinția Consiliului Județean și candidatul pentru primăria municipiului Roman, împreună pentru romașcani. Sunt convins că avem argumente, avem cum să ne prezentăm în fața romașcanilor. Ceea ce le vom spune sunt lucruri adevărate, pentru că eu ceea ce am promis că fac în primul mandat de președinte al Consiliului Județean Neamț, am făcut. Mai mult. Da, așa a fost conjunctura și politică. Haideți să vă spun ceva. Ziceau unii, domnule, ai făcut că ai avut guvern, ai făcut... Eu am mai văzut oameni în funcții și demnități publice care au avut de toate, dar n-au făcut. Eu cred că într-o demnitate publică contează foarte mult omul, pentru că omul sfințește locul și că dacă vrei să faci niște lucruri, ești determinat, lupți pentru ceea ce ți-ai propus să faci, n-ai cum să nu faci. Asta e candidatul pe care eu îl caut la Roman aici. Un om cu viziune, un om determinat, un om serios în primul rând, care să le spună romașcanilor, asta vreau să fac pentru dumneavoastră și asta voi face. Oamenii s-au săturat de vorbe. De-a lungul timpului, toți politicienii, pentru că toți, majoritatea, pentru că așa e în politică, vin și promit multe înainte de campanie, după care, când se văd pe funcțiile și demnitățile publice, uită ce au promis oamenilor. Eu aș vrea ca noi să fim altfel. Noi cei care candidăm. Să fim oameni serioși, oameni de cuvânt și ceea ce promitem să și facem. Să nu promitem nimic din ceea ce nu putem face. Eu mă voi prezenta în fața nemțenilor, dar fiind la Roman mă adresez acum romașcanilor, mă voi prezenta în fața romașcanilor cu un proiect politic și administrativ, cu ceea ce vreau să fac pentru județul Neamț și pentru Roman, dacă vorbim de Roman. Și am convingerea că împreună cu cel care va candida la primăria municipiului Roman, vom convinge romașcanii că merită să ne acorde încrederea și votul. Nu știu dacă vom avea alegeri anticipate la parlamentare. Încă suntem într-o nebuloasă, încă suntem în turnul vap. Nu mai știi ce se întâmplă. Suntem într-o nebunie politică, în care liberalii au început o guvernare extrem, extrem de proastă. Eu așa ceva n-am văzut nici la tehnocrații. O guvernare fără cap, fără coadă, fără direcție, fără viziune, fără nimic. Când Partidul Social de Guvernul, PSD, a dat o ordonanță într-o seară la 11, pentru că așteptam avizul CSAT, nu pe ordonanță, pe bugetul de stat, și atunci a venit la ora 11, au ieșit în stradă foarte mulți și au spus că dăm ordonanță noaptea la hoți. Acum câteva zile, Partidul Național Liberal, Guvernul Liberal, a dat 25 de ordonanțe într-o noapte și nimeni n-a spus nimic. Și 31 de hotărâri de guvern. Dacă eram noi... Dacă eram noi, vă spun că l-a făcut țara. Da, așa e. Vor să privatizeze sistemul de sănătate din România, noroc de Consiliul Legislativ care i-a blocat, deși ei vor insista. Ceea ce înseamnă că va avea acces la servicii
medicale doar cei care au bani. Restul, din păcate, nu vor mai avea acces decât la sistemul privat, acolo unde trebuie să plătești. Am încercat să achite datoria Raiffeisen Bank către statul român de 300 de milioane de euro, să anuleze, practic, această datorie în condițiile în care spun că n-au bani să plătească alocațiile copiilor noștri. Nu vor să mărească salariile profesorilor, la fel spunând că nu au bani. Și ce e foarte, foarte grav, noi, așa cum am putut, Partidul Social Democrat, am făcut o lege a pensiilor în care am spus că pensia este un drept, nu e o facilitate, nu e un cadou pe care îl facem pensionarilor noștri, oamenilor care au clădit și au construit România, este un drept al lor și merită să aibă o pensie decentă. Am stabilit în legea pensiilor ca de la 1 septembrie 2020 să indexăm pensiile cu 40% din toate luările de poziție ale conducerii PNR și a Guvernului. Au spus clar că nu vor să facă asta, nu vor să indexeze pensiile cu 40%, nu vor să crească salariile profesorilor, pentru că a spus Ludovic Orban că ce mai vor și profesorii ăștia, nu le ajunge? Și noi am spus că nu le ajunge. Pentru că, într-adevăr, salariile profesorilor nu erau așa cum merită un profesor demn. Am vrut să avem profesori bine îmbrăcați, profesori care să fie respectați atunci când stau în fața clasei de copii. Să nu avem profesori care să nu poată să-și permită să aibă o ținută și un trai decent și să aibă demnitatea dascălului. Asta ne-a făcut ca noi cei din PSD să facem tot ce putem să creștem salariile profesorilor, a dascălilor, pentru că o societate sănătoasă stă pe trei piloni: biserică, familie și educație. Dacă aici, noi cei care suntem în funcție și demnități publice, nu punem umărul să sprijinim aceste trei instituții, noi ca nație n-avem cum să spunem că ne dorim să fim o nație evoluată în Uniunea Europeană, un popor demn. Ce vor să facă liberalii astăzi? Vor din nou să umilească profesorii, dascălii noștri. Vor să ne umilească bătrânii, părinții, bunicii noștri și să le ia dreptul la indexarea pensiei. Dreptul, încă o dată, dreptul lor. Nu e un cadou, nu e o facilitate pe care o facem pensionarul, este un drept. Este o lege votată în Parlamentul României de colegii noștri care s-au bătut pentru asta astăzi aici prezenți, și Dan Manoliu, și doamna Arcan, și Alex Rotaru, și Dănța Andrușcă, și Viorel Stan, și Răzvan Cuc, și alți parlamentari s-au bătut pentru ca cei mici, copiii noștri, să beneficieze de o indemnizație mai mare, de alocații mai mari. Pentru că familiile cu 2-3 copii nu duc atât de bine și știți cu toții că ați crescut copii mulți, frumoși, care astăzi vă fac mândri, că sunt multe nevoi atunci când ai un copil la școală. Am dublat alocația la copii. Au venit cu ordonanță de urgență și au anulat povestea. Sigur că Senatul, din ce știu, a respins ordonanța lor și săptămâna viitoare intră la votul final la Camera Deputaților, care e camera decizională, și îi vom obliga pe acești nemernici
care trecător conduc România, să plătească banii copiilor. Să nu ia din banii copiilor și să anuleze datoriile Raiffeisen Bank, o bancă a cărui președinte țopăia în Piața Victoriei și striga: cine nu sare, merge la închisoare. Asta fac acești indivizi care astăzi, vremelnic, conduc statul român și România. Eu n-am niciun dubiu, n-am niciun dubiu că românii încep să se lumineze. Pentru că ați văzut dumneavoastră, Partidul Social Democrat a venit în 2016 cu un program de guvernare, extrem de bun. Un program pe care românii l-au votat, mulți români de dreapta. Un program în care românii au crezut. Sigur că s-au făcut și greșeli asumate. Astăzi le asumăm. Poate că n-am vorbit așa cum trebuia despre legile justiției. Poate că am greșit uneori când am vrut să facem mai mult decât se putea la momentul respectiv. Dar niciodată, niciodată Partidul Social Democrat n-am vrut să îngenuncheze justiția. Am vrut să aducem egalitate, echitate și dreptate în fața justiției pentru orice român, indiferent că e senator, deputat sau simplu strungar la fabrica de țevi. Din păcate, n-am știut să comunicăm asta și asta ne-a costat foarte mult și am ajuns în situația în care, după foarte, foarte multe măsuri bune făcute, creșteri de pensii, salarii, investiții, să pierdem lamentabil și rușinos două competiții electorale extrem de importante pentru partid. Ne-am dat seama atunci că orice am fi făcut noi PSD, oamenii ne-ar fi cântărit și ne-ar fi judecat la fel. Și atunci singura variantă pe care eu cred că am găsit-o și a fost, din păcate, așa s-a întâmplat, a fost să-i lăsăm să guverneze, ca românii să pună în balanță cum a guvernat Partidul Social Democrat și cum guvernează acești amatori. Cred că mulți oameni astăzi s-au convins, cred că avem o șansă mare la alegerile locale să ne luăm pe așa, să facem un scor bun, să câștigăm alegerile locale, pentru că alegerile locale și pentru primar și pentru președinte de Consiliul Județean vor fi într-un singur tur, nu așa cum a vrut Partidul Național Liberal să schimbe regula în timpul jocului. Și Comisia de la Veneția și Comisia Europeană și Curtea Constituțională a României a spus clar că nu poți să schimbi regulile votului mai repede de 6 luni. Un an spune Comisia de la Veneția, 6 luni Curtea Constituțională a României. Așadar, vom merge pe același sistem de vot și am convingerea că vom câștiga aici la Neamț Consiliul Județean, președinția Consiliului Județean, majoritatea primăriilor din județ și da, o spun astăzi aici, în direct la dumneavoastră, pentru romașcani, am încredere că vom câștiga primăria municipiului Roman. Dumneavoastră meritați asta, romașcanii merită să aibă o administrație eficientă aici la Roman, o administrație deschisă la dialog, inclusiv cu președintele Consiliului Județean, și cred că în următorii 4 ani de zile vom reuși să implementăm aici la Roman foarte multe proiecte benefice pentru oameni. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru tot ce faceți pentru Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc pentru implicare, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi aici, ceea ce înseamnă că vă interesează soarta
organizației și faptul că văd oameni noi în organizația PSD Roman mă mulțumește și cred că cu astfel de oameni, cu Ionuș Ciocoiu, cu Bogdan Huci, cu cei care au ales să vină în organizația municipală, i-am dat exemplu doar pe ei, pentru că de ei știu că au venit noi, dar și cu cei care au mai venit, și cu doamna președintă de la femei, și cu Cristina Penchea, și cu președintele organizației de tineret, un tânăr care cred că va face o organizație puternică aici la Roman, pentru că nu avem o organizație puternică de tineret aici la Roman, și trebuie să recunoaștem. Cred că împreună cu toții putem să câștigăm municipiul Roman. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc mult succes!